Bună ziua, stimați invitați, domnule primar, începem ședința pe comisie. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Mâinești. Rectificare. Bugetul? Da. Proiectul numărul 2. Numărul 2. Scuzați-mă, gravă. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Municipiului Mâinești. Am un amendament scurt aici pentru că a intervenit după. Pe axa de finanțare, axa 13, se pot finanța proiectele depuse cu ceva timp în urmă, din care fac parte strada 1 Mai, acea sală multifuncțională de sport de la Alexandru Sever și muzeul. Era și centrala care a fost scoasă. Având în vedere că strada 1 Mai, o parte din ea se execută acum pe reparații, trebuie să actualizăm daliul să executăm prin acel proiect finanțare europeană ce rămâne. Adică de la podul de la Niță la deal până la capătul străzii, celălalt fir de peste apă și inclusiv trotoare și îndiguirea malurilor de pe râul Urminiș. Așadar, vom suplimenta la acest capitol 12.000 de lei pentru actualizarea daliului. Mulțumim, Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări neclarități pe baza proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul cu amendamentul propus. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat pentru. Comisia Economică. Întrebări? Discuții pe baza proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Mâinești. Comisia de Urbanism. Întrebări neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia Juridică. Intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. Comisia Economică. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Votat în unanimitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind energia durabilă și clima al municipiului Mâinești. Aici o să fac o scurtă prezentare, domnul Dândău este, da? Da. Da. Vă rog, scurt, dacă se poate. Sunt 50 slide-uri, că sunt trei foarte repede de mine. Repede. Tehnologie. Faceți, vă rog, un rezumat, ca să nu trecem prin el. Spuneți ce a fost inițial cu acest... Inițial a fost... asta e succesiunea evenimentelor. Inițial a fost PAED-ul aprobat prin HCL la 20 septembrie 2012, document strategic local. Convenția primară nu se oprește la 2020, își lărgește orizontul spre 2030, drept pentru care apare în 2015 Convenția primară privind clima și energia și Mâineștiul devine semnatar aproximativ 3 ani mai târziu la această nouă inițiativă. Dacă prima convenție avea ca obiectiv reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020, Convenția a avut o amploare mult peste așteptări, astfel încât a ajuns în 3 ani la 2000 de membri, chiar din alte localități și din afara spațiului Uniunii Europene. Iar din 2012 și-a extins arealul în zona Mării Mediterane. În 2014 apare o nouă inițiativă, Mayor Sadat, iar cele două inițiative au fuzionat oficial la 15 octombrie 2015. Angajamentele sunt mult mai ambițioase, reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. Ca extindere, avem prezență în cele două Americi, America Centrală și America Latină, zona Africii subsahariene și în regiuni chiar mai exotice, am spune, în Islanda, în Australia, Indochina și, bineînțeles, ponderea cea mai mare este în Europa și mai ales în Italia.
În cifre sunt peste 10.000 de semnatari din 60 de țări, peste 318 milioane de locuitori, 200 de suporteri, 222 de coordonatori. La noi în țară 162 de semnatari, dintre care 9 sunt cei denumerați aici, au semnat ambele angajamente, inclusiv Moineștiu. Cei 162 de semnatari totalizează 10,8 milioane de locuitori, sunt 9 suporteri și, foarte important, două structuri care sunt coordonatori ai convenției, Agenția pentru Managementul Energiei și Mediului Brașov și Agenția Locală de Energie ALBA. PAEB-ul din 2012 a fost elaborat de un colectiv coordonat de doamna Camela Rață, care este directorul ABNE Brașov și manager energetic în localități și încă 5 membri. S-a identificat la momentul anului 2012 o țintă de reducere potențială de 25% a emisiilor de CO2. Anul de referință identificat a fost 2010 și documentul conține 74 de măsuri pentru atenuarea emisiilor. PAEB-CEU, nou document, l-am elaborat eu la finele anului trecut. Ca și pregătire am beneficiat de un training foarte intensiv de 3 zile. Domnule Regier, mulțumim, o să trecem și vă rog să-l postați și pe piese postat. Trec un pic și mai repede. Are 75 de măsuri de atenuare și 9 de adaptare. Capitolul 2 pune în evidență faptul că PAEB-CEU este în deplină concordanță cu toate documentele strategice locale și naționale. Capitolul 3 este cel mai important din lucrare. Practic aici sunt făcute toate calculele. În primul subcapitol 3.1 avem tot felul de date generale cu structura populației active, inactive. Așa. În efectuarea calculelor am folosit o abordare standard IPCC, unitate de răpătare tone CO2 echivalent pe an. Calculele se efectuează pentru două mari sectoare. Sectorul energie staționară, clădiri, cu subsectoarele aferente și sectorul transport. Acum, la foarte important această observație, pentru clădirile municipale, datele din facturile de utilități, noi le introducem într-o aplicație web numită ROEMS, pe care am primit-o gratuit de la Orașul Energie în România, ai cărei membru suntem și noi. Este o aplicație complexă care cuprinde, din câteva clicuri de mouse, pot să aflu datele constructive ale tuturor clădirilor, pot să aflu consumul de resurse din instituție, pot să fac raportări lunare, anuale și așa mai departe. În lucrare sunt o grămadă de tabele structurate de la tabele mai mici, mai simple, convergând către tabele centralizatoare, care mi-au permis să efectuez... Da, o să am o mică intervenție, domnul Dârlău. Putem studia acest material. Îmi cer scuze că știu că dumnealui a muncit acest material și ar fi dorit să le expună mai pe larg, dar prima dată a fost făcută cu o firmă de consultanță. Astăzi, pentru a evita o cheltuială de la primărie, iată un angajat de la primărie a executat această lucrare, se încadrează în toți parametrii. Felicitările le ia de la mine astăzi, poate și de la dumneavoastră pe parcurs. Cred că trebuie să trecem la vot și cine dorește să culeagă mai multe informații, domnul stă la dispoziție, cât și materialul pus la... Felicitări! Mulțumim, felicitări! Comisia de Urbanism, dacă mai aveți întrebări sau neclarități, dacă nu, supun la vot proiectul, cine se pentru? Potrivă, abținându-se. Comisia Juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat unanimitate de vot. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, votat unanimitate de vot. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 225, din 17-12-2019, privind aprobarea regulamentului privind regimul de acces și circulație pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Votat cu unanimitate de vot. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 206, din 28.11.2019, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2020. Aici știți că prevede legea ca până în luna mai să aprobăm această indexare a impozitelor și taxelor locale. Nu e o majorare, ci la nivel național se impune acest coeficient a indicelor de inflație de 3,8%. Parcurgem etapa, a fost în transparență, astăzi este... Mulțumim tare mult. Comisia de urbanizare, dacă mai aveți întrebări, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia economică. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. 7. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil, teren de urs și de interes local în testarea apartenenței acestuia la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia economică. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. 8. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada Mihai Sadoveanu, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. Comisia economică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva, se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile situate din intravilanul municipiului Moinești, strada Mihail Sadoveanu, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia economică. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 140/1907/2018, privind aprobarea documentației tehnico-economice, adaptarea la teren a proiectului tip conform normativelor în vigoare și asistență tehnică pentru 12 grădinițe, regiunea Nord-Est, județele Bacău, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, cuprinse în proiectul privind reforma educației, lot 6, pentru grădinița program normal numărul 9, cu 3 săli de grupă municipiul Moinești, județul Bacău și a indicatorilor tehnico-economici. Știți cu toții această construcție care se apropie de final în vreo 2-3 luni. În afară de acele construcții care le-ați văzut acolo, mai e necesară amenajarea spațiului exterior, gard, spații verzi, loc de joacă pentru copii, centrală termică. Aveam un proiect realizat, astăzi îl actualizăm cu prețurile noi. Am informația că după ce se va implementa și aceste lucrări, vor fi decontate tot de Ministerul Educației, dar până atunci trebuie să le efectuăm noi, ca să putem da acest spațiu în folosință.
Mulțumim. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu avem, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 149, din 03-10-2017, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică, clădire, strada Vasile Alexandrie, numărul 52, sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economice. După cum vedeți, iar în Moinești vor intra din nou 2 milioane de euro, ceva și mai mult, la acea clădire care am achiziționat-o de la Alcor, unde azi funcționează Direcția de Asistență Socială. S-a reactualizat proiectul, urmează licitația pentru execuție. Mulțumim. Comisia de urbanism, întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia economică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități. Este vorba de un nou parteneriat cu Direcția de Asistență Socială, Direcția Județeană. Știți că avem un parteneriat în ceea ce privește construcția a 3 case în cartierul Lucăcești pentru cazarea acelor persoane cu dizabilități în centre de plasament. 18 la număr, 3 case, câte 6 în fiecare casă. Reabilitarea centralei termice din spatele Bisericii Sfântul Nicolae, care va deveni un centru de zi. E proiectul în derulare, 4.700.000 de lei, 1 milion de euro. Pentru ca să putem funcționa acolo, trebuie și aceste servicii, furnizate aceste servicii sociale. E o axă de finanțare, pliem și pe acest lucru, ca după cel puțin 2 ani de zile să fie finanțată activitatea de acolo din fonduri europene. Mulțumim tare mult. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. Comisia economică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 86 din 17.04.2019 privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia economică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrativ-Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Avem aici în sală reprezentanții ADIS Bacău. Vă rog, dacă aveți întrebări, să le adresați, dar în mare vă pot spune că eu zic că am intrat pe un drum mai bun decât cel care se întâmpla cu ceva timp în urmă când a fost acea criză a deșeurilor, ca urmare a intervenției personale și a colegilor primari de la Dărmănești și Onești, am reușit să trecem la colectarea pe cantitate. Municipiul Moinești astăzi nu are nicio datorie la ADIS, pot confirma domnii aici. Văd că a început și o colectare mai eficientă în oraș, tot ca urmare a insistențelor mele de a mări graficul de colectare a deșeurilor reciclabile. Și mai mult decât atât, am avut o discuție cu reprezentanții ADIS și directorii de la Rompresto, operatorul regional,
ca să reușim să colectăm din poartă în poartă și deșeurile reciclabile. Acest lucru probabil se va întâmpla în curând, prin a schimba un pic modalitatea de colectare, adică din cele 4 colectări care le efectuează astăzi mașina din poartă în poartă, una să fie pe colectarea deșeurilor reciclabile. Cred că putem eficientiza așadar și reduce cantitatea de gunoi menajer prin colectarea aceasta din poartă în poartă. Dacă mai aveți ceva de adăugat? Vreau să adaug la cele prezentate de dumneavoastră faptul că acest regulament are două componente importante, cele două anexe. Anexe care prezintă indicatorii minim de performanță ai operatorilor de salubritate, precum și anexa numărul 2, care prezintă penalitățile care sunt supuse operatorilor plus beneficiarilor serviciului pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță. În lipsa aprobării acestui regulament, suntem puși în imposibilitatea de a aplica penalități operatorilor de salubritate. Mulțumim. Mulțumim tare mult. Comisia de Urbanism, dacă mai aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comisia Juridică, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vota unanimitate. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat unanimitate. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. 16. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de sponsorizare între Regia Națională a Pădurilor Rom Silva Bacău și Municipiul Moineș, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Mănești, strada Taslăului, județul Bacău. Da. Deci o să vă rog să faceți propuneri pentru membrii în comisie. Comisie de evaluare și comisie de... Propun pe suplianță. Domnul Merceag. Doi. Trebuie de comisie de evaluare. Și pe domnul Ioan, da? Domnul Ioan. De partea cealaltă, am spus eu. Da? Hai, care? Spuneți cu voce tare. Domnul Buzău. Da? Am spus eu. Okay. Și membrii suplianți, doi. A spus pe domnul Buzău. Da? Domnul Bătaru. Și? Domnul Mirel. Ce? Doi de rezervă. Doi și doi supleanți. Da. Paloșa. Paloșa. Da. Comisia de Urbanism, dacă mai aveți alte propuneri, dacă nu, permiteți să supunem la vot cele 4 nominalizări. Domnul Nimerciar, domnul Busuioc și supleanți, domnul Vătacu și domnul Palușan. Vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, mergem pe propunerile făcute în comisia anterioară. Nimerciar și Busuioc. Domnul Vătacu și domnul Palușan. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. Comisia Economică, discuții pe marginea proiectului, cu propunerile făcute.
membrii comisiei fiind domnul Niverceac și domnul Busuioc și membrii supleanți Bătașu și Palușanu. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi. Da. O să trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 79, din 24.04.2018, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Reabilitare Termică, clădire strada Vasile Alexandrii, numărul 52, sediul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Moinești, redepunere. O completare. Dacă permiteți, avem ultimele cifre de la actualizarea indivizului față de materialul dumneavoastră prezentat. Valoarea eligibilă a proiectului se ridică la 2.225.108 față de 1.004.160 cât a fost prezentat în proiectul de hotărâre. Așadar, mai avem și aici depus niște bani, 2 milioane de lei. Dar faptul că îi aducem pe el alți 12 milioane, eu... Da. Mulțumim. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot cu formularea și amendamentul depus. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot cu amendamentul depus. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. Ședința de comisie la sfârșit, urmează ședința de plen. Da. Având în vedere necesitatea convocării Consiliului Local al Municipiului Moinești, în ședință ordinară pentru data de 12 martie 2020, în conformitate cu prevederile articolului 133 din Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, primarul Municipiului Moinești a emis dispoziția numărul 2222 pentru convocarea acestei sesiuni. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 17 consilieri din cei 19 validați în funcție, 2 consilieri lipsind motivat. În vederea aprobării procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18 februarie 2020, consult plenul dacă are completări sau modificări față de conținutul procesului verbal care a fost comunicat către dumneavoastră. Nefiind obiecțiuni, supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18 februarie 2020. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă. Țineri, nu sunt cu unanimitate de voturi, a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din 18 februarie 2020. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi propusă de către executiv și ordinea de zi suplimentară. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi a Consiliului Local. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Supun la vot ordine de zi suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Atunci trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru cu amendamentul domnului primar. Comisia economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru cu amendamentul. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este cu amendamentul propus de domnul primar? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Moinești. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind energia durabilă și clima al municipiului Moinești. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 225 din 17-12-2019, privind aprobarea regulamentului privind regimul de acces și circulație pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Moinești. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 206, din 28-11-2019, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2020. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abținem. Proiectul a fost adoptat. 7. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil, teren de uz și de interes local, și atestarea apartenenței acestuia la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 8. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada Mihai Sadoveanu, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile situate în intravilanul municipiului Moinești, strada Mihai Sadoveanu, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 140 din 19-07-2018, privind aprobarea documentației tehnico-economice, adaptarea la teren a proiectului tip conform normativelor în vigoare și asistență tehnică pentru 12 grădinițe în regiunea Nord-Est, județele Bacău, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, cuprinse în proiectul privind reforma educației lot 6 pentru grădinița cu program normal numărul 9, cu 3 săli de grupă, municipiul Moinești, județul Bacău și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 149 din 03-10-2017, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică, clădire, strada Vasile Alexandrii, numărul 52, sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru.
Raport, Comisia Juridică. Avis favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Avis favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului furnizare servicii sociale pentru persoanele adulte și cu dizabilități în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 86 din 17.04.2019, privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Moinești, județul Bacău. Raport, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 16. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de sponsorizare între Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva Bacău și Municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Proiectul a fost adoptat. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Tazlăul, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică cu comisiile propuse. Comisiile propuse, sigur. Comisia de Urbanism a spus, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru cu comisiile propuse. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru cu comisiile propuse. Supunem la vot proiectul cu cele două comisii propuse. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Și anume un singur punct, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 79 din 24.04.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică, clădire strada Vasile Alexandrie numărul 52, sediu Direcției de Asistență Socială din Municipiul Moinești, cu completările făcute de doamna secretară. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru cu amendament. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru cu amendament propus. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru cu amendament. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Deci proiectul a fost
Adoptat. Trecem la ultimul punct, diverse. La diverse avem două puncte. Unul dintre acestea este o informare privind activitatea desfășurată în anul 2019 de serviciu voluntar pentru situații de urgență și compartimentul protecției civile. Nu sunt aici colegii mei de la protecție civilă pentru că lucrează la materialul pentru ședința de la 12 și un sfert, dar vă pot spune că mare parte dintre dumneavoastră faceți parte dintre acest comitet local pentru situații de urgență. Știți de activitatea din primăria serviciului voluntar. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mai mult decât atât, vă pot aduce la cunoștință că zilele acestea, când știm cu toții cu cine confruntăm la nivel internațional și național și local și peste tot, am avut deja ieri o ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, unde printr-o hotărâre s-au luat decizii de a restricționa, de a igieniza la agenții economici casele de marcat, căricioarele, ușile de acces, cât și evitarea aglomerării la casele de marcat. S-a suspendat activitatea la creșa Primii Pași în Măinești. S-au suspendat cursurile la grădinița, la grădinița de la Centrul Social pentru copii cu probleme sociale. De asemenea, medicii de familie au fost informați și dacă constată că sunt cazuri pe raza municipiului Măinești, care persoane care trebuie izolate la domiciliu, să comunice și poliției, jandarmeriei, să ia măsurile necesare pentru a verifica dacă aceste persoane nu ies în spațiu public. Aseară, începând cu ora 18:30 până la 11, am dezinfectat locurile de joacă pentru copii și stațiile pentru maxi-taxi. De asemenea, domnul comandant de la pompieri de la Măinești este aici. Au echipă pusă la dispoziție în cazul în care se ivesc cazuri suspecte. Nu dumnealor, cei de la Bacău vin, dar și dumnealor sunt incluși în această echipă. La școli, așa cum s-a stabilit la nivel național, s-au suspendat cursurile. Astăzi, la 12:15, vom lua o hotărâre să transmitem la Comitetul Județean dacă municipiul Măinești poate pune la dispoziție spații de cazare. Am discutat cu reprezentanții pensiunilor din municipiul Măinești. Vom lua o hotărâre și o vom transmite la Bacău. Stăm la dispoziția cetățenilor cu informații. Cel mai bine ar fi să transmiteți și dumneavoastră să le culeagă direct de la sursă, adică de la noi cei din primărie, primar, viceprimar, secretar, colegii mei, cât și cei de la situații de urgență, de la poliție, jandarmi. Este interzis ca primarul sau ceilalți să comunice în spațiu public dacă s-au identificat cazuri. Este menirea Direcției Județene de Asistență Socială, ați văzut și intervenția premierului de aseară. Direcția Județeană de Sănătate Publică, da, mulțumesc. A fost ceva la Măinești, e o gripă, nu s-a identificat ca și purtător de virus. E un copil care, la momentul de față, are trimise analizele la Iași pentru a ne da rezultatul. Așadar, vă stăm la dispoziție, transmiteți tuturor că este program non-stop la primărie, dacă au ceva de adus la cunoștință, le stăm la dispoziție. Da? Mulțumesc! Privitor la clubul sportiv, avem aici pe președintele clubului, cât și vicepreședinții, reprezentanții fiecarei secții din acest club. Eu spun că e o activitate de care orașul are nevoie și are o vorbă, domnul președinte, un leu investit la sport economisește 3 lei la sănătate. Cred că are dreptate când spune acest lucru. Cei care își alocă din timpul liber sunt și voluntari, sunt și cu un contract cu clubul sportiv pentru activitățile care le prestează. Avem și rezultate. Echipa de tenis este în Liga Națională, da? Doamna profesor aici, felicitări, dați-mi voie numele dumneavoastră să-i adresez, felicitări. Domnul Ciocan de la tenis a fost în Franța cu acel băiat Turzică, care în urmă cu o lună am aprobat o sponsorizare să poată merge la acea competiție. Felicitări, am înțeles că a mers până în optim. E un început. Probabil peste ani de zile o să auzim mai mult și la televiziune de acest lucru. Și tatăl dumnealui este aici. Cred că știți ce înseamnă efortul financiar și chiar și fizic ca să poți ajunge la performanțe într-un sport precum este tenisul. Avem aici pe cei de la karate, au fost și sunt domnul Creangă, prezenți în competițiile naționale și locale, ne reprezintă, domnii de la mountain bike, domnul Movilă, domnul Trofin de la fotbal,
Suntem în Liga a 4-a, pe locul 3. Iată că sunt și acolo rezultate la nivelul pe care ne-l permite. Domnul Suciu de la Șah, am avut competiții la nivel național susținute aici la Măinești. Îi mulțumesc și dumneavoastră, vă felicit pe toți. Dacă aveți să rezolvați întrebări, vă rog. Sau dacă dumneavoastră vreau să spună ceva. Tot la diverse, dacă mai aveți intervenții. Poftiți, domnul Merceag. Domnule președinte, aveam două întrebări. La una a răspuns domnul primar. La prima întrebare a răspuns domnul primar. Am văzut afluența concetățenilor noștri care vin la locul de baștină. Acum două, trei zile, prin măsurile care s-au luat la nivel de țară și la nivel de localitate, prin Comitetul Local al Situațiilor de Urgență, a cărui președinte sunteți. Întrebarea mea este, ce se întâmplă cu cetățenii care au venit înainte de a se lua aceste măsuri? Vă informează cineva? Știți ceva de ei? Același lucru care vă spuneam, aceasta este atribuția Direcției Județene de Sănătate Publică. Da. Noi identificăm cazuri, cum vă spuneam, prin medici de familie, iar monitorizarea lor se execută în acest moment tot de medici de familie. Au fost convocați și dumnealor, le-am trimis și adresă în baza hotărârii luată ieri, monitorizează dumnealor, iar poliția, și aseară am identificat eu un caz, am sunat personal pe domnul comandant, a verificat, nu se confirma. Dacă mai apar cazuri, imediat la poliție pentru a verifica și a comunica Direcției Județene de Sănătate Publică. A doua întrebare, în sală se află directorul școlii gimnaziale Alexandru Sever Moinești. Vă rog, domnule primar, să anunțați Consiliul, să informați Consiliul Local și directorul și pe cei interesați în ce stadiu se află lucrările de la... Finalizăm verificarea lucrărilor, rest de executat. Cu expertiză, cu tot ce trebuie. Suntem ultima 100 de metri. Ulterior se vor aproba un indicator, pentru că va crește valoarea investiției. Prețul de executat cu ceea ce s-a executat va duce la o creștere, pentru că actualizarea se face la prețurile de la momentul discuției, din piață. Urmând ca ulterior să inițiem procedura de atribuire a lucrărilor respective. Am să completez un pic, ca să venim și din istorie. Știți cu toții că firma care executa lucrările la această școală a intrat în insolvență. La ora aceasta există un litigiu între cele două părți, noi, primăria și constructor, litigiu care se va clarifica probabil în instanță. Dar nu puteam sta să așteptăm o hotărâre judecătorească, pentru că acolo e vorba de copii, de transportul lor la o altă școală. Așadar, am luat ca și decizie să întocmim acest raport de evaluare a lucrărilor făcute, o expertiză tehnică a celor ce s-au executat, cât și evaluarea nouă, să aprobăm indicatoare, așa cum spunea colega mea, după care să pornim licitația pentru restul de executat. Să nu credeți că nu va fi o sumă de aprobat acolo și nu mică, pentru a putea termina lucrările și pentru a putea avea un constructor. Așadar, se va mai întârzia, nu datorită primăriei, nu datorită colegilor mei, ci datorită unui constructor care nu și-a făcut treaba. Insolvență. Da, mulțumim. Altcineva dacă mai dorește? Dacă nu, invit pe cei care faceți parte din Comitetul Local pentru Situație de Urgență la... Ședința închisă. Thank you.